Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge pentru al 10-lea an consecutiv în noaptea de înviere la credincioșii ortodoxi din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că a discutat deja cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților în Alt Preasfințitul Pimen, urmând să fie stabilite detaliile organizatorice cu privire la modul în care aceasta va fi adusă la Suceava. Cel mai probabil, lumina harică de la Sfântul Mormânt din Ierusalim va ajunge la Suceava cu un avion de mici dimensiuni, la fel ca anul trecut. Lumina harică de la Sfântul Mormânt din Ierusalim a fost adusă pentru prima dată credincioșilor ortodoxi din Suceava în anul 2009 la inițiativa președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Tot în 2009 a fost pentru prima dată când lumina sfântă a fost adusă în România pentru a fi împărțită credincioșilor în noaptea de înviere. Sfânta lumină de la Ierusalim sau focul sfânt, cum mai este numită, este considerată cea mai clară dovadă a dreptei credințe și cea mai evidentă dintre minunile creștine care se petrec în Biserica Ortodoxă. Sfânta Lumină se pogoară în mormântul sfânt din Ierusalim numai la rugăciunile Patriarhului Ortodox al Ierusalimului. Reamintim că în prima zi de Paști, în centrul Sucevei, va fi organizat un concert de clopote și toacă, iar sucevenii și turiștii sunt invitați să ciocnească un ou roșu.